Ne apropiem de cuvântul Domnului, vom citi din Luca, capitolul 9, de la versetul 51 la 56. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 51 la 56. Este un fragment din viața Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu ucenicii Lui. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat în alt sat. Acesta este cuvântul Domnului. Să ne rugăm. Din nou, Doamne, ne prezentăm înaintea Ta cu mintea noastră și cu inima noastră și cu trupul nostru și te rugăm să ne dai binecuvântarea Ta prin prezența Ta. Te rugăm să ne vorbești tuturor, mintea noastră să priceapă acest cuvânt, inima noastră să-l primească și să plecăm de aici mai buni, mai miloși de cum am venit. De aceea vorbește-ne tuturor, suntem gata să ascultăm, te rugăm în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. În această dimineață, cuvântul Domnului va fi despre limitele intoleranței și o lecție despre caritate, despre milă. Această lecție este pentru toți, toți religioșii, incluzându-mă pe mine. Este o lecție pentru râvnitorii fără dragoste. Domnul Hristos vrea să le spună ucenicilor de atunci și nouă că împărăția Lui se răspândește în spiritul iubirii, nu al răzbunării. Nu voi dezbate pe larg tema toleranței. Contextul ne limitează să vorbim mai mult despre toleranța față de cei care au opinii diferite, poziții religioase diferite față de noi și chiar sociale. Cum ne raportăm la oameni în general? Despre asta vom învăța astăzi. Am ales cuvântul caritate, pe care am să-l folosesc în partea a doua a mesajului meu, pentru că este o exprimare mai concretă a ce este dragostea, ce este iubirea. Vine dintr-un cuvânt latinesc, caritas, care înseamnă să ai o atitudine miloasă. De aici avem caritabil, filantrop, generos. Bun, până atunci însă trebuie să vedem contextul. Nu este deloc un pasaj simplu de interpretat, dar ne vom strădui. Întâi să, dacă înțelegi contextul și social în care are loc această narațiune,
ne va fi mai ușor să vedem despre ce este vorba. Aici, întâi, observăm un conflict de ordin socio-religios. Evrei și samariteni. Două popoare diferite, care aveau între ele o tensiune de sute de ani. În Ioan 4:9, de pildă, ni se precizează că iudeii n-au legături cu samaritenii. Acest samariten era un popor cu amestec de rase și de religii. Au fost evrei. Dar încă de pe vremea împăraților, 2 Regi, capitolul 17, citim despre ei mai mult, acești samariteni, evrei, da, diferiți, au început să se căsătorească cu păgâni. De aceea evreii care s-au păstrat curați, fără să se amestece prin căsătorie cu alte popoare, îi acuzau pe samariteni de necurăție și chiar de erezie. Samaritenii însă se considerau evrei autentici. Ei practicau tăierea împrejur, circumcizia. Țineau sabatul. Respectau Tora, legea, legea lui Dumnezeu. E adevărat că prin secolul 4 înainte de Hristos s-au construit propriul templu pe muntele Gerizim. După câteva sute de ani, în anul 108 de fapt, înainte de Hristos, Ioan Hircanus a distrus templele samaritene de la Gerizim și Shechem. Și de atunci tensiunea între samariteni și evrei s-a intensificat. Evreii chiar au ajuns să-i blesteme pe samariteni în sinagogile lor. Se rugau ca samaritenii să nu intre în viața veșnică împreună cu ei. Această animozitate, tensiune era veche de secole și v-aș povesti mai multe despre câte incidente de acest fel au avut loc de-a lungul istoriei. Și Iisus era cu ucenicii, se îndrepta spre Ierusalim. Ca să nu facă ocol, a trecut direct prin Samaria, o regiune mai nordul Israelului de astăzi. Da? Era mai scurt, dar trebuia să treacă prin această regiune dominată de samariteni. Trimite câțiva soli înainte să pregătească loc de găzduire. Nu era booking atunci. Distanța între de unde pleca Iisus și până la Ierusalim era cam de 3 zile. Și un sat din regiunea aceasta, Samaria, nu i-au primit pe Iisus și ucenicii lui. Nu știm, probabil din cauza mesagerilor, depinde cum pui problema, nu? Cine știe ce le-au spus mesagerii, dar ăsta e alt subiect. Nu știm exact. Samaritenii l-au respins pe Iisus și acest lucru de obicei declanșa reacții, normal. Vă amintiți ce spunea Domnul Iisus odată ucenicilor? Că în oricare cetate veți intra, să ziceți, dacă acea cetate nu vă primește, să scuturați
Zice, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele voastre, totuși să știți că Împărăția Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și Iisus continuă, eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Poate că în urma acestor ziceri ale lui Iisus, vedem cum doi dintre ucenicii lui Iisus reacționează violent. S-a instalat așa un duh de intoleranță în grupul de ucenici și Iacov și Ioan se pare că erau liderii acestui partid. Erau doar 12. Pentru că în capitolul 9 din Luca, la început, îi găsim din nou pe cei doi, pe Ioan cel puțin, care îi spune lui Iisus, Iisus, știi, unul s-a luat după noi și făcea niște lucrări miraculoase, folosindu-ți numele. Și noi l-am oprit? Se poate. E firma noastră, ne-am înregistrat. Și Iisus spune, de ce l-ați oprit? Nu poate fi împotriva noastră când folosește numele meu. Dar acest spirit, duh de intoleranță, de obicei, vedeți, se naște dintr-o interpretare subiectivă a istoriei, a tradiției sau a închinării sau alte teme. Ție ți se pare că tu vezi altfel decât ceilalți și se naște în tine duhul de intoleranță. Ce simți, de exemplu, când te intersectezi cu prieteni sau colegi care cândva erau cu tine în aceeași biserică și acum se duc să se închine într-o altă biserică? Vreți să luăm niște citate aici? Am discutat cu teologi și cu lideri greco-catolici români care încă au o rană deschisă puternică când vorbesc despre modul în care Biserica Ortodoxă Română le-a luat locașurile de închinare și nu vor să le dea înapoi. Dar de ce să mergem la alții? De ce să ne gândim la noi, la protestanți? Care imediat după reforma protestanță, luteranii, reformații, practic au confiscat bisericile catolice. Au alungat preoții. Au dărâmat statuile din bisericii acestea, au vopsit peste pereții, peste picturile cu teme religioase în aceste biserici. Citeam undeva că într-o astfel de biserică, peste pictura originală din biserică, s-au dat 7 straturi noi de vopsea. Să nu poată pătrunde nimic de acolo în afară, știu eu. Cunosc un caz în care un grup dintr-o biserică s-au separat și au format o nouă biserică și au primit din partea păstorului indicații ca să nu mai vorbească deloc cu cei din biserica mamă. Se întâlneau pe stradă, erau împreună o perioadă în același grup de părtășie, de studiu biblic. Și nu se mai salutau, nu îi mai vedeau. Treceau pe altă parte, numai ca să nu se intersecteze cu ei. Vreți să continui? Poate te-ai trezit tu cu duhul acesta de intoleranță și socială și religioasă. Și iată din nou un caz. Doi ucenici care au fost numiți fiii tunetului.
cer ca Iisus Hristos să le permită să se roage ei ca Dumnezeu cel atotputernic să coboare foc prin cer și să mistuiască satul respectiv. Fără condiții. Că și Ilie a făcut lucrul acesta. Acum, referința este la un text din Doi Împărați, capitolul 1, când într-adevăr, unul dintre împărați, Ahazia, a tot trimis niște mesageri către Ilie, profetul, cu mesaj. Vă citesc pasajul din Doi Împărați 1, de la versetul 11. Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie, peste 50 cu cei 50 de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul și a zis lui Ilie: omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul, grăbește-te de te coboară să meargă la el. Ilie le-a răspuns: dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer și să te mistuie pe tine și pe cei 50 de oameni ai tăi. Și s-a coborât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei 50 de oameni ai lui. Ăsta e pasaj. Care, scos din context, te intrigă, sigur, e ceva greu de explicat pentru un proroc al lui Dumnezeu. Dar, dacă ați înțelege mai larg contextul, din vremea respectivă ați avea o altă, să zicem, perspectivă. Nu este tolerată nicăieri ura. Da. Dar aici era mai mult un fel de clarificare cine este adevăratul Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu permitea astfel de interferențe, de evenimente care trebuiau să dovedească celor care îl înfruntau pe el și poporului că el, Iehova, este adevăratul Dumnezeu. Cam acolo se încadrează astfel de evenimente. În cazul lui Ioan și Iacov, îl găsim într-adevăr pe Domnul Iisus chiar înainte pe munte și probabil că l-au văzut, nu? Că știți, Iisus când s-a suit pe munte să se întâlnească cu Domnul, a fost însoțit de trei ucenici, nu? Petru, Iacob și Ioan. Probabil că l-au văzut pe Iisus discutând cu Ilie și asta le-a dat o idee. Și probabil asta a fost asocierea. Nu știm exact. Dar cei doi, dacă te uiți, să zicem, îngăduitor la scenă, ai putea să zici că cei doi ucenici au dovedit, de fapt, loialitate față de Iisus, stăpânul lor, care n-a fost primit, n-a fost găzduit, da, de un sat samaritenilor. Și mai mult de atât, te poți uita pozitiv la ei să zici: ia uite ce credință! Ei credeau că se poate ca Dumnezeu să coboare foc din cer și să... Te poți uita și așa. Însă Iisus respinge această interpretare, această perspectivă. Da? Că poate unii așa s-au gândit. De aceea Hristos respinge atitudinea lor. Era complet greșită pentru că ei nu arătau milă și nu se gândeau la sufletele celor care, da, i-au respins. Se gândeau la dreptatea lor, nu la sufletele acestor oameni. Deci avem această problemă. Un nou incident cu Iisus pe cale. Niște ucenici care sunt refuzați în frunte cu liderul lor. Cam așa arată ucenicii refuzați. Creștinii respinși. Neacceptați. Pune-te în situația lor astăzi.
să încerci să mărturisești Evanghelia cuiva și să fii refuzat. Chiar batjocorit. Ce faci când ești blocat? Tu vrei să mărturisești și ești da, respins. Hai să încerc altceva. Ce faci când sugerezi să avem o altă formă de închinare, dar ești respins? Ești refuzat. Îmi spunea un student de-al meu care lucra cu tineri într-o biserică că a îndrăznit să sugereze anumite schimbări fraților din comitetul, din conducerea bisericii, că ar trebui făcute schimbări ca să țină biserici, tineri în biserică, și a venit cu idei mai contemporane. Și îmi povestea el câtă suferință a avut după această propunere doar. A fost încet marginalizat de toți și în scurt timp nu mai era băgat în seamă din cauza unei propuneri. Ca urmare, a plecat într-o altă biserică să slujească acolo. Vedeți, există în viața noastră tuturor o zonă foarte sensibilă, orgolioasă, vine din orgoliu, evident, pentru că noi nu acceptăm să fim refuzați. Dar cum? Prin câte am trecut și eu, mă întreabă unii și alții, cum interpretăm, frate, versetul acesta? Dar, de fapt, vrea să-și justifice el interpretarea și mă folosește pe mine. Și dacă eu spun, uite, nu așa se interpretează, ce credeți? În 90 și ceva la sută din cazuri, nu acceptă. El n-a venit să să accepte o variantă de interpretare mai bună, a venit să se justifice. Noi suntem cei care se plin de prejudecăți. Și când ni se propune altceva, iese în afară ce? Vă spun ce este. Un temperament neconvertit. Încă Duhul lui Dumnezeu n-a ajuns în zona temperamentului tău, a firii tale, să-l convertească, să-l schimbe. Și ne păstrăm niște cămăruțe pentru noi, să fim și noi cineva. Acum eu, ca profesor de teologie, am citit multe cărți în viață și când am pătruns în anumite zone ale teologiei și am dat de alte interpretări, alte perspective, privind toate domeniile teologiei, să știți că nu a fost deloc simplu, nu mi-a fost deloc ușor, vreau să spun, să accept anumite interpretări că sunt valabile, sunt mai bune decât credeam eu. Îți trebuie un act de smerenie. Eu încă mai am probleme, deci să nu credeți că sunt ușor de schimbat, dar recunosc că anumite lucruri, moștenirea pe care am avut-o, modul în care alții și-au pus amprenta asupra gândirii mele, încă rezistă. Mă rog Domnului să dea lumină, să am putere, să fiu mai îngăduitor. Dar acest temperament, vedeți, iese la iveală. Mai ales când sunt probleme de, știți expresia de opinii diferite. De fapt, expresia este în Romani 14:1, unde Apostolul Pavel, când vorbește tot așa despre anumite obiceiuri, tradiții din biserica din Roma, a observat că biserica aceea e împărțită în două. Unii mai elitiști se uitau de sus în jos la cei mai începători, cei începători îi judecau pe cei mai elitiști, așa, și s-a apărut un conflict. Și în versetul 1 spune Pavel, primiți bine pe cel slab în credință, adică cel mai la începutul credinței, și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Asta e expresia.
altfel tradus, opțiuni discutabile. Deci, nu e vorba de dogme serioase, de învățături, fără nici o negociere stabilite de mărturisire de credință sau de crezul creștin. Nu, nu, aici era vorba de câteva obiceiuri pe care le-a găsit în această biserică. Despre asta este vorba. Și în cazul celor doi ucenici nu vorbim despre despre doctrine mari acolo, s-a ivit o discuție întreagă despre cei doi, despre samariteni. Nu. E vorba aici de de o refulare a unor sentimente fără control, da? Resentimente uneori nerezolvate la timp, pentru că unii dintre noi ținem amărăciuni în sufletul nostru ani de zile și ne omoară bucuria de a ne împărtăși cu ceilalți. Bine, în biserică, unii și alții care îi vezi încruntați, nemulțumiți, nu sunt liberi să se închine cu noi, că au ei o chestie. Sau două. Nu se face cum a vrut el. Nu se face cum vrea ea. Da, știți asta. Voi vă gândiți la alții acum. Da. Ia încercați ceva mai personal. Da. Și știți încă ceva. Gândiți-vă la câte ieșiri necontrolate, da, temperamentale ați avut față de alți credincioși, față de alte denominații și chiar față de alte biserici din aceeași denominație. Ce faci când te șochează anumite atitudini sau anumite manifestări într-o închinare sau în predicare a unora? Izbucnim, criticăm, de obicei nu direct. Și nu e vorba doar de aceste lucruri generale. Eu țin minte că în tinerețea mea de slujitor am avut o astfel de scenă care nu mi-am putut scoate din minte. M-am vindecat, recunosc, dar târziu, când mi-am văzut păstorul bisericii mele de atunci, cum a tratat pe cineva din biserică. Eram în același birou, fratele păstor nu s-a putut abține, a strigat la respectivul său, înroșit. Deci mă uitam șocat, acesta este predicatorul pe care îl ascult eu duminică de duminică? Acesta este omul de la care mi-au notițe? El era. Dar a prezentat o altă față. Mi-a fost greu să mă vindec. M-am vindecat mai târziu, pentru că am văzut că și la mine există astfel de reacții necontrolate din diverse motive, zic eu unele justificate. M-am prezit că semănam cu el. Atunci m-am vindecat. Vedeți cât de subiectiv suntem aici. Ca să lămuresc, discuția respectivă la care am asistat era despre viața spirituală. Pentru că în tot argumentul acestui frate îl pomenea pe Iisus. Dar nu cum trebuia. Știți ce înseamnă asta? Ca la ucenicii din cazul nostru. Că râvna pentru Iisus uneori te poate orbi. Râvna pentru Iisus te face intolerant. Mi-am notat și câteva cazuri din Scriptură. Să știți că nu doar cei doi s-au manifestat așa. Vă amintiți de doi pe nume Eldad și Medad, care erau proroci
În Numeri 11, versetul 26 până la 29, citim așa. Și vă rog să fiți foarte atenți. Numeri 11, 26. Da? Suntem pe vremea lui Moise, care conducea poporul. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul Sfânt s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știri lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Moise a răspuns, ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Câteva aminuri, răzlețe am auzit și la voi. Vedeți, au încercat să-i stârnească gelozia. Dar n-a funcționat la omul lui Dumnezeu. De ce credeți că fariseii, saducheii l-au răstignit pe Iisus? Era o intoleranță masivă acolo, religioasă. Nu-l puteau considera Mesia. Prorocul pentru ei nu exista așa ceva. Până și marele preot și-a dat consimțământul ca Iisus să fie răstignit. De ce Ștefan, primul martir al bisericii, a fost ucis de evrei? Știți ce spune în Fapte 7? Că îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui Ștefan. Astea sunt expresii care arată intoleranță. Când Pavel în Fapte 26 cu 11 vorbește despre cum Dumnezeu s-a îndurat de el și vorbea înaintea autorităților romane, Fapte 26 cu 11 spune el, când știți, s-a dus până la Damas să persecute niște sectanți. Zice, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Asta e expresia pe care Pavel a ales-o despre intoleranța, duhul acela de intoleranță religioasă pe care l-avea în el. Pornirea mea nebună. În istoria bisericii a existat un teolog foarte bun, pe nume Maxim, care a primit, până la urmă, numele ca martir al bisericii de Maxim Mărturisitorul. A trăit între 580 și 662. El a apărat credința creștină împotriva unor eretici. Și ce au făcut ereticii cu el? I-au tăiat limba, pentru ca să nu mai vorbească în favoarea a două voințe în Hristos. Și cred că și una din mâini, dreaptă sau stângă, ca să nu poată scrie. Cruciadele, ați auzit de cruciade? Cumplit a fost. În Evul Mediu. Ah, să nu uităm despre ai noștri. De ai noștri. În Zurich, în Elveția, a existat un grup de studiu biblic. Studiul biblic era format cam din 15 bărbați care erau fascinați de Noul Testament pe care l-a tradus un anume Erasmus din Rotterdam, un umanist, și care a tradus corect Noul Testament. Apoi a venit și Luther mai târziu, dar se strângeau la studiu biblic și au avut la îndemână
textul grecesc original și au studiat Sfânta Scriptură. Grupul acesta era condus de un anume Ulrich Zwingli. Și s-au bucurat în cuvânt. Și au descoperit că cina Domnului e un simbol, nu e un sacrament. Au descoperit mântuirea ca harul lui Dumnezeu. Trebuie să crezi în Hristos ca să fii mântuit. S-au bucurat până la un punct. În momentul în care cei din grup au zis Zwingli, dar aici nu se vorbește nicăieri despre botezul copiilor. Toate textele sugerează că trebuie să-ți mărturisești credința public, deci trebuie să fii adult. Un copil de câteva săptămâni nu poate mărturisi. Până aici a fost. Zwingli s-a detașat de ei pentru că el era deja ales în conducerea orașului Zürich. Într-o bună zi, fostul camarad de studiu biblic i-a persecutat pe foștii colegi și a început prigoana împotriva anabaptiștilor, pentru că grupul acesta s-a rebotezat. Asta înseamnă anabaptist, rebotezat. Au considerat că botezul, când l-au primit, când erau mici, nu e valid conform Scripturii și au hotărât să se reboteze adulți mărturisind credința lor. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înviat din morți. Conform Roman, capitolul 10. Și din acel moment, Zwingli s-a întors împotriva anabaptiștilor și împreună cu el toți reformații, protestanții. Da? Eram din același trunchi. Știți că în biserică creștinismul e împărțit în trei mari confesiuni. Catolică, ortodoxă și protestantă. Noi eram, și noi suntem, din ramura protestantă. Deci în interiorul nostru a fost. Pe lângă faptul că toți catolicii din vremea aceea îi persecutau pe anabaptiști, au început și protestanții. Și acești anabaptiști care acceptau aceste mărturii, pe lângă aceasta era și doctrina despre separarea bisericii de stat, pe care noi astăzi o adoptăm, a trebuit să plece, să fuge peste tot. S-au răspândit în sudul Germaniei, au plecat prin Olanda de astăzi, care era mai tolerantă, prin Cehia, Moravia. Mii de anabaptiști au fost omorâți, înnecați în apă, în râu, în semn de batjocură. Îi botezau de tot, așa spune. Tonul a fost dat de Zwingli, cel care a făcut studiu biblic împreună cu ei. Și alte situații. Vedeți, uneori intoleranța este motivată de o loialitate ucigătoară. Cum să urăști în numele lui Iisus? Nu este posibil, nu e în concordanță cu Spiritul lui Hristos. De aceea, dacă aș face un rezumat, aș zice și din textul acesta și din altele, că acest spirit de intoleranță, întâi, se naște dintr-un spirit legalist, de superioritate. Adică sunt creștini care trăiesc doar la nivelul datoriei, dar nu al dragostei. Și printre noi, numai datoria, așa trebuie, în numele lui Iisus. Și aceștia au imprimat în biserică un duh de legalism. Și nu scăpăm de ei. Pentru că n-au ajuns spiritual la nivelul slobozenii în Hristos, al dragostei, al carității. Au rămas doar la nivelul datoriei. Permanent pun presiune pe forme. Uneori îi numesc pe aceștia creștini încruntați. Nu au
deschidere, libertate. Sunt cu noi, sunt aici. Nu spune că ne sunt foarte dragi. Dar sunt aici cu noi, ce să facem? Îl iubesc pe Iisus și numele lui Iisus fac asta. Dar lipsește ceva. Nu cred că acest spirit l-a dorit Hristos pentru comunitate, pentru biserica lui. Deci acesta e prima cauză, spiritul legalist. A doua este temperamentul neconvertit. Bun, tu ai felul tău de a fi. Te respectăm și mă respectați. Dar există totuși așteptări din partea tuturor ca anumite părți din temperamentul nostru să sufere schimbări. Nu? M-am căsătorit cu soția mea. Da? Temperamente diferite. Ea m-a avertizat. Eu n-am crezut așa din prima. Dar așa este. Avem temperamente diferite. Era să zic temperaturi. Dar temperamentele diferite dau și temperaturi diferite. Da. Oricum. Cu timpul însă am văzut că suntem diferiți. Singura variantă care era ca să ne arătăm dragostea unul față de celălalt, concret, a fost să ne ajustăm temperamentul. Că și eu aveam ale mele. Și fără această ajustare de dragul celuilalt, nu puteam conviețui. Așa e și în biserică. Dar uitați-vă la voi, la noi. De toate părțile am venit această comunitate cu tot felul de temperamente. Nu poți să te justifici, să spui, ăsta sunt eu. Nu. Vreau să te văd cum te-a schimbat Hristos. Toți trebuie să trecem pe aici. Și poate că nici n-ar fi rău așa să avem și cum era înainte ore închise. Ați auzit expresia? Biserica avea uneori, eu am trăit perioada aceea, anii 70, așa, în care bisericile mai mici, evident, aveau întâlniri închise, oră închisă, în care credincioșii își spuneau ce aveau de spus. Da, nici un amin aici. Am înțeles ideea, dar avem WhatsApp-ul. Poate pe WhatsApp ești mai... Că și acolo ți apare numele. A trebuit să fie o platformă anonimă. Așa, și să spui ce ai de spus să spui. Dar nu se poate să mergi înainte fără să ții cont de celălalt. Discutați între voi și în familie și în grupuri de casă, de părtășie. Întreabă din când în când fraților, surorilor, ce ați vrea să vedeți schimbat la mine? Da. Veți fi un pic șocați. Dar e sănătos. Absolut sănătos. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 6, are o afirmație foarte frumoasă. Da. 2 Corinteni 12 cu 6, cred că asta e. Da. Spune Pavel, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun. Că așa spune adevărul, dar aici este. Mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Asta e expresie. Sunt eu același. Da? Sau mă schimb, sunt ipocrit, am două fețe sau mai multe. Feriți-vă să arătați altfel. De aceea, onestitatea e soluția. Bun. Deci, prima cauză am observat că este spiritul legalist, a doua cauză este temperamentul neconvertit. Acestea creează intoleranță. Și mă mai spun ceva. A treia cauză, din experiență mai mult pastorală, sunt resentimentele. Resentimentele se referă la niște emoții neconvertite, trecem la emoții, ați observat, amărăciuni se mai numesc ele. Adică ții niște sentimente rele în tine,
ani de zile și nu le rezolvi. Le ții acolo și ele sunt sursă de intoleranță. Bun, ce este de făcut? Și cu asta voi încheia. Domnul Iisus ne ajută să rezolvăm acest duh de intoleranță. Și revenind la textul nostru, când îi vede pe cei doi ucenici că vor să coboare foc din cer, să îi mistuie pe cei din sat, Iisus îi ceartă, le spune, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Ăsta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Deci, Domnul Hristos corectează din nou acest abuz de putere spirituală pretins de ucenici. Nu și-au înțeles limitele privilegiilor. Motivul principal este că au pierdut imaginea de ansamblu, imaginea care guvernează orice relație, chiar și cu cei care nu sunt ca noi. Și nu cred ca noi. Și anume, au pierdut pe drum caritatea, mila. Lipsea în atitudinea lor dragostea, îngăduință. Mila se vede în ce spune Hristos. Eu am venit nu să pierd, ci să mântuiesc, să câștig. Toți cei care merg alături de Iisus trebuie să fie milostivi. Aici nu vorbesc despre să fie intoleranți fără nicio noimă. Noi suntem intoleranți față de păcat, față de doctrine false. Deci avem lista noastră. Dar cât privește relația cu oamenii, mai ales cei care nu cred ca noi, trebuie să fim îngăduitori, miloși. Recunosc că mai ascult așa din când în când și eu predici, mă mai roagă studenții, așa am și eu predicatori pe care ascult cu plăcere. Dar sunt unii predicatori pe care nu-i pot asculta. Știți care sunt printre alții? Nemiloși. Predicatorii nemiloși. Care nu se pot abține și chiar de la amvonul bisericii atacă, împușcă. Da, ei aranjează cine intră, cine nu intră în cer. Cine ajunge la rotisorul cerului. Au tot felul de expresii, de așa, multe inventate, evident. Și ce am mai observat, asta personal, este că unii dintre ei preiau idei de la puritan, de exemplu, care au fost foarte buni predicatori, sau de la alți predicatori din trecut, și le aplică greșit. Le aplică complet greșit astăzi. Și se justifică că și Jonathan Edwards, că și nu știu, George Whitefield, da. Nu, e altceva. Când citești adevăratele lor predici, vezi că nu este așa. E, acolo este o binare de dragoste și dreptate, ca așa cum ar trebui să fie peste tot. Deci, Hristos ne cere să fim miloși. Știați cuvântul milă în limba română vine din slavonul milu și polonezul mila. Este acel sentiment de compasiune, da? De bunăvoință, de indulgență. E contrariul a fi nemilos. Dumnezeul nostru, știți că este prezentat ca un Dumnezeu milos? Nu spune el în Ezechiel 18 că tot predicatori, așa mai evangeliștii, așa
îl citează că Dumnezeu spune, nu doresc moartea păcătosului. Da, acesta e Dumnezeul nostru, ai uitat? Sau, hai să încercăm Psalmul 145, versetul 8 și 9. Vă aduc aminte cine e cu adevărat Dumnezeul nostru și noi ar trebui să avem Duhul Dumnezeului nostru. Psalmul 145, versetul 8 și 9. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Amin. Mila umană trebuie corelată cu mila divină. Hristos n-a spus că ferice sunt cei milostivi. Da? De aceea avem nevoie din când în când să ne rugăm Domnului să ne dea un duh de milă. Aici nu e vorba, sigur, de mila aceea naturală care e unii dintre noi față de niște animale sau față de niște oameni suferinți. Există o milă creștină care este turnată în inimile noastre prin Duhul lui Dumnezeu, așa cred, și face lucruri neașteptate, neobișnuite. Zice Iisus, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Zice, și păgânii fac la fel. Ce spune Hristos este că mila neobișnuită sau atitudinea neobișnuită dintre creștini este să îi îmbrățișez pe dușman. Asta e neobișnuit. Nu să te rogi să coboare foc din cer peste ei. Vreau să știți că după acest incident găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 8, cum Duhul lui Dumnezeu a cercetat Samaria. De la versetul 1 citim că biserica s-a împrăștiat, a fost împrăștiat. Că stăteau toți grupați la Ierusalim, știți? Că ceau numai ei de ei. Dar nu, biserica nu pentru asta a fost întemeiată, ca să stăm noi grupați numai noi care ne plăcem unii altora, ci zice, i-a împrăștiat Duhul lui Dumnezeu prin toate părțile iudeii și ale Samariei. Da? Și în versetul 14 spune că apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Vedeți? Exemplu concret. Filip a fost evanghelistul. Samaritenii aceia disprețuiți de evrei au fost integrați și ei în planul mântuitor. Pentru că acesta este harul lui Dumnezeu. Este într-un fel inclusivist. Și harul biruiește, și mila biruiește, și dragostea biruiește. Învățăm de aici că fiecare ființă umană trebuie respectată. Să eliminăm prejudecățile, să te uiți la un om după culoarea pielii sau, știu eu, social, de unde vine sau... Hristos nu permite așa ceva. Hristos ne îndeamnă să ne uităm cu milă, cu dragoste, speranță la fiecare om. Așa cum El ne-a inclus și pe noi, nu-i așa? Pentru că fiecare ființă umană este unică și trebuie respectată. Dacă Dumnezeu îl ține în viață pe acela, vecinul tău sau colegul tău sau cineva din familia ta, este pentru că Dumnezeu mai are ceva cu tine. Acea ființă, așa cum este ea, are nevoie de cuvânt, are nevoie de mântuire, are nevoie de mila lui Dumnezeu. Acesta a fost cuvântul acestei dimineți. Ne-a scos în evidență
niște fisuri pe care le avem poate în temperament, în atitudini. Și ne-a îndemnat să ne verificăm și să transmitem Duhului Hristos mai departe. Care este Duhului Hristos? E Duhul dragostei, al îngăduinței, al milei. De aceea așa să ne ajute Dumnezeu de acum înainte să emanăm, să răspândim o împărăție a milei, a dragostei și a dreptății, acolo unde trebuie făcută dreptate. Dar să nu facem, cum spunea Pavel, nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Și când îți reglezi tu raportul față de semeni, atunci vei judeca corect, vei trăi corect și îl vei reprezenta corect pe Domnul nostru care este plin de milă și de bunătate. Acestui Dumnezeu, acestui Hristos, Domnul nostru, să fie toată slavă în vecii vecilor. Amin. Ne ridicăm cu întreaga adunare să mulțumim Domnului pentru această dimineață. Îți mulțumim, Dumnezeul nostru, că ai fost bun cu noi. Ne-ai dat aer, ne-ai dat energie în trupuri, am putut să venim, să ne strângem împreună în casa ta, să stăm sub autoritatea cuvântului tău. Astăzi ai avut un mesaj direct pentru noi, pentru că vrei să schimbi ceva în noi, ca să semănăm cu Fiul tău, Iisus Hristos. De aceea, Duhului Hristos, Doamne, să fie și noi și să arătăm mai multă îngăduință, mai multă milă față de oamenii pierduți. Să fim pregătiți să eliminăm prejudecăți, să ne cază solzii de pe ochi, ca să vedem corect pe semenul nostru și să putem împărtăși mila, dragostea ta, îndurarea ta. Asta să o facem începând din casele noastre. Duhul tău să lucreze, să prelucreze sufletul nostru. Să mulțumim că ne-ai îngăduit în această dimineață să fim aici, în condiții comode, pline de liniște, pline de pace. Și acestea arată că ți-ai extins dragostea și mila față de noi. De aceea te rugăm să menții pacea și în țara noastră și să rămânem plini de pace și indiferent ce va veni, să extindem și Duhul de milostenie, de milă, de dragoste față de ceilalți. Primește-ne, Doamne, așadar închinarea. Am făcut totul pentru slava Ta, în numele Lui Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt ne-am rugat. Amin.